asta nu-i cumva din... Ia uite că te-am prins! Astăzi, în acest episod, am făcut un concurs de construit mai special cu fana nebună Alice 2012. A trebuit să construim o casă mică de $1 și o altă casă mică de $1,000,000. Vreau să scrieți în comentarii care este construcția voastră favorită din acest episod. Abonatul zilei de astăzi este chiar acum pe ecran. Dacă vrei să fii chiar tu abonatul zilei de mâine, lasă un comentariu la acest videoclip, un like și un subscribe dacă n-ai făcut-o încă. Și dacă dorești, poți da și follow pe Instagram la rafaelg.ig dacă vrei să apar pe ecran la fel ca cel care apare chiar acum pe ecran. Acum, vizionare plăcută! Alice, fii atentă, ghicește de ce te-am adus eu astăzi aici. Bă, păi, nu știu, suntem la un concurs de construit, bă, dar ce facem, nu știu, iar cu minut cu alea? Nu, deci fii atent, Alice, astăzi o să facem un concurs de construit mai special. Ne-au adus oamenii aceștia aici la concursul nostru de construit ca să facem ceva mult mai special. Ei bine, astăzi o să facem o casă mică de $1 versus o casă mică de $1,000,000. Ei bine, avem două runde fiecare, la prima rundă facem o casă mică de $1, adică nu faci o casă foarte mare, faci ceva cât mai mic așa să fie posibil să fie, să arate frumos și să fie de $1. Ei bine, dacă te întreb de ce cu $1, trebuie să faci cu blocul care există doar în Minecraft, în Minecraft normal și nu de pe Minecraftul de la avem aici. Adică tu la prima casă fii blocurile normale și în Minecraftul gen la casa aia mare rodătoare, adică care nu e casă mare, dar e de $1,000,000, folosești și din acelea. Cum ar veni, folosești parchet, folosești de astea mese din acestea, mingi, folosești orice găsești tu aici, de gaming, de chestii, din astea, știi ce zic, nu? Da, înțeleg așa mare parte ce zici. Ok, Alice, deci fii atentă, câștigătorul va primi 100 de lei ca de fiecare dată și fii atent, Alice. Bă, avem acest telefon, vorbim prin telefon, dacă ai ceva, dăm zis, îmi zici, vorbești în telefon, dar du-te, bă, Alice, aici e locul tău, acolo e locul meu, ce faci, bă, unde te duci, bă, Alice, uite ce scrie aici, bă, dacă construiești în partea asta și iese mai frumos, înseamnă că eu să câștigi și o să iau banii, așa, du-te în partea. Ok, gata, bun, deci fii atent, Alice, putem să vorbim prin intermediul telefonului, doar atât așa, știi, că altfel n-avem cum, e bine că ne-am luat telefonul la noi și da, Alice, te las, succes acolo, Alice, să faci, deci fii atent, prima oară casa mică de $1, da? Da, am înțeles, hai. Ok, gata, pa, Alice, succes acolo. Ok, gata, frate, acum ne apucăm foarte frumos să construim aici. Cum să facem noi casa mică de $1? Ei bine, dacă e o casă mică și e de $1, hai să facem cu blocurile acestea. Deci, ia, putem să găsim oare și din acesta ia. M-am fi descarat interesant blocul ăsta și nu l-am folosit niciodată până acum. Dacă stau să mă gândesc, mă uit prin partea asta, pare interesant. Hai să folosim ăsta să vedem ce ne poate ieși. Trebuie să luăm și o ușă. Hai să vedem ce ușă putem să găsim. Ușă luăm tot astea, de asta clasică. Aici vreau să facem intrarea, să facem ceva de genul fix așa. Deci este o casă mică. Stați puțin că nu trebuie să facem ceva mare. Voiam să fac așa cu intrare din asta, dar nici intrarea, că dacă stau să mă gândesc, casa trebuie să fie mică, nu doar înălțime, ci și practic toată să fie mică, nu să fie foarte mare nici în părți, nici în sus, deci nimic, trebuie să avem grijă aici să facem și noi să arate cât mai bine, dar să nu fie foarte, foarte mare. Deci punem partea asta așa, ceva de genul așa. Trebuie să mai luăm niște glasuri din acelea și scrieți-mi voi acolo în comentarii după ce vedeți la fiecare rândă, scrieți-mi dacă vă place cum am făcut eu sau dacă vă place cum am făcut Alice. De fapt, cred că trebuie să luăm ceva mai transparent. Ia că luăm ăsta, că pare mai interesant așa ăsta. Deci luăm pe ăsta, chiar se potrivește, sincer, dacă stau să mă uit așa. În partea asta, de fapt, nu știu dacă ar trebui să-l pun cu dăsta, și totuși cred că ar fi mai bine să punem cu stersuri din acestea. Mă gândesc eu ceva de genul. Ia să vedem cum ne iese. Ia mă, 3, 2, 1 și arată mai bine. Cred că ia să ne uităm. Deci bam, bam, bam. Da, cred că e mai bine așa, dacă stau să mă gândesc eu așa. Și trebuie să fie asta, nu știu, nu trebuie să fie o zonă foarte, foarte mare, că altfel ar arăta cam ciudățel. În partea asta, cred că o să punem aici fix aici să fie cu geamuri, cu toate chestiile astea. Umplem aici direct și cam atât o să fie în partea asta. După aceea, cred că duc așa mai bine. Cred că arată mai interesant așa. Duc în partea asta pe jos. O să văd cum o să fac. Începem aici, terminăm toate chestia aceasta. Nu vreau să fie o casă super, super mare, dar vreau să fie ceva interesant, chiar dacă este prima rundă, unde este cum ar veni casă de nu versus prea numai că e de $1 versus $1,000,000. Ați prins vreo ideea și nu, că nu, n-ar trebui să mă chinuiesc foarte mult la asta, pentru că eu zic că totuși oricum o să câștig, asta e clar, pentru că dățile trecute Alin nu prea să mai descurca cum s-a descurcat atunci în iarnă când am făcut acelea cu pinguinul, dacă mai știți, și cu omul de zăpadă, cu toate alea. Dar scrieți-mi voi acolo în comentarii cine credeți că o să facă mai bine și scrieți-mi la fiecare rundă ce note ne dați la fiecare în parte. Bun, cam așa arată casa mea ce am făcut eu. Cam așa arată, este ceva micus, pentru că am zis că trebuie să fie o casă mică, pentru că asta trebuie să respectăm tema. Practic asta este tema de casă mică de $1. Acum trebuie să ne apucăm de interior, dar hai să vorbim cu Alice prin telefon. Bă, Alice, m-auzi că eu... Fii atentă, m-auzi? Da, te aud, ce? Ok, deci fii atentă, eu am terminat aici, trebuie să mă ocup acum de interior și prin exterior am făcut totul. Alice, mi se pare chiar arată interesant așa, dacă stau să mă gândesc, pentru o casă mică de $1, eu zic că merită. Tu ce faci acolo? Bă, eu momentan acum mă uit să văd dacă arată totul cum trebuie și da. Ah, ok. Păi, bă, fii atentă, nu știu, mai ai foarte mult timp de făcut, nu știu, adică tu ai făcut practic pe exterior? Am făcut
făcut pe interior. A, pe interior, adică înseamnă că ai terminat practic cum ar veni și exterior, gen casă, așa, schița ei, cum ar veni pereții și toate astea. Nu chiar. A, ok, hai că te las, Alin, să faci acolo, eu o să revin, că, o să spun eu când am terminat și da, după vin acolo la jumătate, ok? Ok, ok. Bine, bine, hai să vedem, mamă, deci frate, acum vreau să pun în partea asta, hai să punem lanternă, uite, fix aici, eu zic că arată interesant, dacă stau să mă gândesc, vreau să folosim și fence, că n-am folosit fence, ia de care să luăm, hai că luăm, nu netherbake, ăsta pare jungle birch, hai să luăm niște birch din acesta, să punem în partea asta ceva de genul așa, ca și cum avem aici o mică grădiniță în partea asta, dar nu o să ținem noi nimic aici, doar să fie așa de design, după aceea hai să intrăm în casă și fiți atenți ce am aici, uitați-vă cum e chestia asta, deci practic stai doar pe saltea, și puțin murdare după cum se bate, vedeam partea asta și în partea asta, bă frate, chiar e $2, vreau să scrieți voi acolo în comentarii, trebuie să mai punem și o lumină aici, punem fix aici, după aceea vreau să punem aici o carte foarte frumoasă să citim, avem aici asta unde punem carte, aici punem un furnal, crafting table aici și un furnal în partea asta și trebuie să mai avem nevoie să ne mai cumpărăm și un chest, să mai luăm de aici încă un chest, că chesturi văd că n-am luat și îl punem fix aici și cam așa o să fie, ok, dacă vedem aici, like și subscribe, dacă vezi asta și scrie în comentarii, nu știu ce scrie aici, scrieți-mi voi că eu nu văd aia, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce scrie și da, cam atât, cred că nu mai fac nimic, cred că, bă, e o casă mică, e o casă de $1, eu zic 100% că atât trebuie să fie, nu mai trebuie să mai fie altceva, bă, Alex, fii atentă, eu am terminat, sunt gata, nu știu de tine, eu chiar sunt gata, le-am prezentat la oameni, le-am arătat cum e și acum aștept să fii și tu gata, mai mult? Eu, sincer, cred că am terminat și eu. A, ok, deci fii atentă, în primul rând, acum vreau să le mergi la oameni, că am mai făcut aici o chestie așa, îmi place cum am făcut aici în spate, vreau să scrii acolo în comentarii și fii atent, Alice. Acum vreau să fii prima oară la mine ca să-ți arăt ceea ce am făcut eu, Alice, și după aceea mergi la tine. Ai terminat? Gata? Gata? Ești aici? Ba nu, vreau la mine. Vrei să mergi la tine sau la mine? La mine. Ok, ok. Alice arată genial, chiar arată genial. Cum ai făcut asta? Păi, cum adică m-am gândit? Deci e chiar mică, e chiar mai mică decât a mea, Alice, și arată genial și cu asta aici. Mamă, și cu asta, mă, ce bloc e ăsta, că arată interesant, mamă, nether brick. Ok, mamă, vezi că e interesantă, bă, Alice, e chiar mult mai mișto decât a mea. Mulțumesc. Ce notă? Da, sincer, asta ar părea să fie de $10, nu de $1. Da. Ce? Bă, mamă, du-te de aici, ce $10, că nu vezi care e cea mai ieftină sticlă? Bă, asta e adevărat, dar și netherbrick-ul ăsta, Alice. Păi ce-i, cărămidă? Da, e tine, în fine, Alice, bă, mie chiar îmi place, chiar îmi place, Alice, o să-ți dau nota, bă, m-ai impresionat, îți dau 9.70, Alice, asta este nota mea pentru mine, vreau să scrie și voi acolo în comentarii ce note îi dați, bă, da, Alice, mie mi se pare chiar super tare, bă, bune, adică, ai, bă, da, știai tu de ce zici, bă, să mergem prima oară la tine, că ești șmecheră, că te, și tu, bă, tu, dar tu știi când faci de-astea șmechere, când ai chef, faci șmechere, când nu e așa? Exact, hai să mergem la tine. Da, dar ar fi mai frumos să mai faci mereu așa, să fie frumoase, ca să vedem cum faci, deci fii atent, asta este casa, uite-te din jur împrejurare. Vrei să fiu sincer, să zic părerea sinceră? Ia spune. Arată ca o casă construită ca alea din filme lângă gunoi. Bă, păi da, și e de $1, nu e de $1? Bă, eu cred că e de 50 de cenți asta. A, de 50 cent cum ar veni, în fine. Bă, da, bă, mie mi se pare că e ok. Adică uite-te și în interior, Alice. Da, uite, gen, dormi aici fix pe saltea, Alice. Uite și puțin murdară, chiar e de $1, Alice, bă, bune. Adică n-am ce să zic altceva. Și mai, uite, aveți cum să ia, stai așa. Asta nu-i cumva din alea șmechere? Păi, cum adică? Alice, doar o saltea. Doar o saltea, da, și asta e bloc normal, adică, nu? Ia uite că te-am prins. Bă, da, e saltea, Alice, de asta am zis să pun. Da, bine, îți dau 7. Alice, fii atentă, Alice, că scrie ceva aici și tu n-ai văzut. Avem aici, uite, citește, știi să citești? Like și subscribe dacă vrei să scrii în comentarii. Da, mașinuță zburătoare. Da, Alice, trebuie să scrii în comentarii, mașinuță zburătoare, ai văzut aia? Da, am văzut. Ok, Alice, păi, deci, dacă spui așa, sigur n-o să spun. Așa, hai să mergem mai departe. Ok, deci cât ai zis, 7? 7. Bă, ți-am luat 9.7, deci practic la prima rând ai câștigat-o, tu vreau să scrii și voi acolo în comentarii, Alice, oricum, eu zic 100%, sincer, tu ai câștigat la prima rând, ok, acum hai să vedem a doua rundă, runda cea mai importantă, Alice, unde se declară câștigătorul dintre noi doi. Hai. Alice, fii atentă, mi-am ales niște materiale și am așa o idee, dar nu știu dacă o să-mi iasă, o să zic că vreau să fac ceva modern, tu ce te gândi să faci? Bă, sincer, și eu aș vrea să merg pe aceeași tematică. Ok, nu știu dacă te-ai inspirat după mine că am zis eu asta sau dacă tu așa vrei să faci, dar pare interesant, pentru că dacă am fi toți la fel, adică și eu și tu, ar fi interesant să ne dăm de practic fix la asta, la modernă, dar fii atentă, trebuie să fie tot mică ca să ții minte, da? Da, știu. Ok, Alice, eu îți urez acolo să ce și eu să mă apuc să construiesc, pa, ok, hai să vedem acum ce să faci.
face în partea asta. Deci vreau să fac ceva, deci avem chestiile astea după cum puteți vedea, vreau să punem așa niște o schelă cum ar veni, să punem aici stâlpișori în partea asta, ceva de genul, fix în partea așa să vină, după aceea, dar nu știu exact ce formă să-i dau, frate, adică încerc eu să fac niște chestii aici, dar nu știu, ia dacă mă duc în partea asta, ia mă cam așa o idee, ia că mi-a venit acum, dacă pun în partea asta așa și punem și în partea asta fix așa, ducem așa, după ducem așa ceva de genul acesta, ar fi interesant, dacă asta să mai nesc, dar nu trebuie să facem asta mult mai mare, trebuie să facem mică, frate, nu trebuie să mă duc eu așa, deci trebuie să am grijă cum fac eu asta, că dacă o duc prea mult, de fapt ce asta e să vedem, deci dacă ducem, uite, ducem și aici fix așa în partea asta cum era acolo și da, bă, așa o să fie, mă, deci parcă pare interesantă forma, parcă pare puțin interesantă, dacă stau să mă uit așa bine și chiar sunt curios, deci în partea asta vreau să ducem fix așa, luăm greiul acesta, punem așa, facem partea asta forma, deci cam asta este forma, după cum puteți vedea, este o casă mică, nu este o casă mare, nu chiar nu este o casă mare și o terminăm noi acum să vedem cum o să iasă, stai după aceea trebuie să ne apucăm de interior și să sperăm că o să iasă ceva bine, pentru că mi se pare că are un potențial chiar foarte mare și hai că dau drumul, nu mai stau să mai vorbesc prea multe, că mă încurc și nu știu exact dacă o să iasă cum îmi imaginez eu, dar să sperăm că o să iasă, că altfel e cam nașpa, pentru că la prima rundă Alice Sutra asta a câștigat detașat. Bun, poate vă întrebați ce se află aici, înainte să-l deschid o chestie aceasta, să deschid asta, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii ce credeți că se află și în 3, 2, 1, hai să vedem ce se află. După cum puteți vedea, acesta este un pat care se fălduiește așa, gen să deschide, să închide, poți să-l pui așa și este foarte interesant pentru că nu ocupă spațiu, dacă vă vedeți aici, practic nu mai ocupă spațiu, aici este spațiu liber, putem să ne desfășurăm mai bine să mergem, dacă vrem să ne punem la culcare, practic îl punem și ne punem la culcare. Acum vreau să facem aici, punem asta în fel ca o bucătărie și acum trebuie să facem partea aceasta undeva pe aici, nu știu exact unde să-l facem, să facem toaleta, uite, vreau să punem în partea asta, în primul rând punem asta, să arate interesant aici, cred că punem toaleta fix aici și după aceea trebuie să facem toaleta fix așa, arată mai interesant și aici vreau să facem un de ăsta, deci ăsta vreau să-l pun, fiți atenți, vreau să-l punem fix aici la mansardă, pentru că cam așa arată, încă nu v-am arătat, de fapt, dacă stau să mă gândesc, cam asta este casa din exterior, arată super, super interesant, vreau să scrieți în comentarii dacă vă place, bă, arată ok, pentru că casa așa mică e cât de cât ok, să zic, ăsta cred că lasă așa cu negru, arată interesant și e bine, mie mi se pare că e ok dacă l-am pus aici deasupra, asta le lăsăm aici și așa cum, hai să ne ocupăm și de partea asta, ce mai avem de pus, hai să punem ăsta mai așa, cred că punem ăsta ceva de genul acesta, hai să punem cu ăsta cu roșie, că mi se pare unul mai interesant și după aceea hai să vedem ce mai putem să mai avem noi într-o casă, în primul rând cred că trebuie să mai punem un carpet ceva pe jos, arată mai interesant, dar vreau să luăm un carpet din acesta, să-l punem fix pe ăsta sau de care să punem, ia că punem fix de acesta, ia să vedem cum arată ăsta, dacă punem fix aici în partea asta, da, ăsta e genial, fix ok, m-am pus într-o poziție foarte, foarte tare și acum ce mai putem să mai avem noi într-o casă, niște calculatoare, cred că ar trebui să punem un calculator, să punem aici și eu, da, asta, să vedem cu ce să facem, trebuie să luăm cu lemn, parcă, cred că trebuie să luăm cu lemn, hai să luăm lemn din acesta, să punem aici foarte, foarte frumos și unde să punem, punem undeva, cred că pun fix aici calculatorul, dacă stau să mă gândesc, cred că aici e ok, dar să vedem dacă are loc, mamă, da, are loc, bă, credeam că nu are loc, pentru că după cum puteți vedea, am făcut asta cam de două și credeam că nu are loc, dar are loc, se desfășoară ok aici, dacă stau să mă gândesc eu în partea asta, a, și am înțeles eu idee, stai puțin, ia să scot eu ăsta deasupra, dacă dau eu ăsta așa, da, mă, da, deci, da, e și ăsta, dacă stau să sparg, da, mă, uitați-vă, că acum arată și el mai ok, deci în partea asta trebuie să punem doar cu slab, acum mi-am dat seama, punem slab doar în partea asta, să vedem cum putem să facem ca să nu ne punem în pad, mă, frate, bă, de fapt, cred că dau partea asta la o parte sau este, dacă mă duc în partea asta pe sus, oare merge, ia, dacă îl pun din partea asta, gata, deci ok, cred că merge așa, cred că gata, gata, deci îl punem așa, vedem că este diferit, dar nu mai contează, măcar să ne meargă nouă, asta facem și în partea asta la fel, ne mai gândim ce să mai punem acolo, hai, cam atât să fie. Terminat odată. Gata, gata, Alice, mai am puțin, mai am puțin, vorbeam cu oamenii aici, ce mai am de pus, am făcut aici, am pus calculator, am pus niște chestii, Alice, de fapt, nu nici trebuia să zic, dar mă rog. Tu ce faci acolo, Alice, mai multe de făcut? Terminat, aștept aici de 10 minute. Aolo, bine, bine, hai că mai am puțin, bine, gata, pa, 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 mamă, trebuie să mă grăbesc, frate, că de fapt nici nu trebuie să mă grăbesc, ia mă, că punem pe ăsta așa și aici punem, ia să vedem de care să punem, îl punem pe acesta, arată interesant, da, cam așa o să arate, hai să tragem și noi ăsta să fie mai ok, așa să fie fix aici, pe deasupra, cum ar veni, prin partea asta, deci l-am lăsat așa și acum vreau să mă gândesc ce o să mai facem în partea asta, mai facem ceva, nu știu dacă mai trebuie să mai facem ceva, dar ce să mai facem, cred că trebuie să mai punem, să-mi punem și noi un chest, ceva, niște chestii, așa, nu, des, deși atenție aia, dacă caut așa des, parcă așa să numea, ia punem ăsta în partea, de fapt nu des, cum să mai numea, Alice, vreau, am și eu o întrebare, vreau să, dacă poți să mă ajut, te rog. Da, zi, ce vrei? Noptiera, cum să mai numeau și chestiile astea, gen niște, dar nu noptiera, era alea unde pui sertare, sertarele, cum se mai numeau? Nu știu. Ah, ok, mersi, Alice, m-ai ajutat, nu, hai, ok, deci trebuie să mă duc eu să mă uit prin partea asta, Alice, că cu tine nu se poate, mă, așa, Alice, dar tu n-ai pus sertare, n-ai pus niște chestii de astea? Nu. Ah, ok, dar ia fi atentă că
găsesc eu ceva sau... Ia mă că punem ăsta, ia și ăsta, ia să vedem cum arată. Bă, arată interesant, ăsta este un dăsta. Hai să zicem că ăsta e un fel sertar, care e un sertar din acesta, pe, practic pe partea asta. Da, mă rog, nu mai contează. Dacă îl pun și eu cum trebuie, ar fi ok. Ia mă, gata. No, ok, no, încet, calm, hai mă, știu că merge, gata, ultima și gata, trebuie să-l zicem, gata, arată perfect, ia să vedem de care îl punem, îl punem pe ăsta așa, pe alb, nu pe alb, îl punem pe ăsta așa, cred că îl punem pe ăsta așa, gata, ăsta, nu, îl punem pe ăsta așa, gata, ăsta să fie, în partea asta fix așa și gata, cam așa o să arate, nu mai fac nimic, aia, scrieți-mi în comentarii dacă vouă vi se pare ok acesta, ce am făcut eu aici, dacă mă uit așa puțin în partea asta, nu cred că mai găsesc nimic, sau, mamă, ia fiți atenți, uitați aici, ia să punem și noi o jucărie din aceasta, punem o asta să o câștigăm pe Alex, că știți că Alex este cu ursuleții, cu astea. Punem un ursuleț aici, fix pe acesta roz, așa, să fie mai interesant. Mai punem ce mai punem, mă? Ia să punem acvariul acesta, unde îl punem? Ia, îl punem undeva pe aici, fix aici, gata, mai că arată interesant, gata, mă, mă ce fa... Mă, a, Alex, ce cauți aici? În apărarea mea, am stricat ceva în casă. La mine sau la tine? La tine. Ah, ok, pune la loc, în final, Alice. Bă, gata, nu mai contează asta, ok, hai fi atentă, gata, Alice, am terminat și o vină fix aici, Alice, pentru că am terminat și chiar sunt curios, ce părere ai tu de ceea ce am construit, vină în spate, Alice, iată, și iar, bă. Cam asta este casa. Mamă, bă, nu știu ce să zic, arată fain la exterior, nu știu, seamănă destul de mult cu a mea, seamănă... și, da, e destul de mică, ai aici acoperișul, văd, ok. Da, am aici acoperișul foarte frumos, Alice, ce părere ai tu de ceea ce am făcut eu, gata, că am terminat, Alice, ce părere ai tu, fii atentă, deci ce părere ai așa de interior? Da. Nu știu, e frumos, ai făcut așa destul de micuț, am făcut puțin mai mare ce-i drept, așa că o să-ți dau un 8. Ce părere, îți place ăsta aici? Că mie mi se pare că ți se potrivește, ți se definește așa și calculatorul și bă, ăsta practic. Da, chiar e foarte fain. Chiar arată frumos și Alice, uite, am pus aici un acvariu, niște rafturi, am pus aici un ursuleț, Alice, l-ai văzut? Da, am văzut. Și fii atentă, patul acesta este foarte interesant, deci fii atent, 3, 2, 1, uite-te, patul ăsta wow, se practic, strânge. Să pliază așa, să face frumos, poți să-l strângi aici, să ai loc, uite, acum poți să mergi pe aici, dacă îl pui aici nu mai poți să mai mergi. Știi, aici poți să sari. Da, să ai așa loc, vizibilitate, toate chestiile, aici avem practic baia, avem asta, așa cum te duci și aici deasupra, fii atentă, vină Alice că n-ai văzut aici sus, pentru că este interesant. Avem un jacuzzi aici și o masă, Alice, ce părere ai? Da, wow, e destul de fain, dar ți-am zis, eu tot rămân cu 8. Nota 8 mi-ai dat? Da. Ok, interesant, bă, Alice, și așa din jur împrejur, uite-te că nu cred că ai văzut-o, pentru o casă mică, eu zic, e ceva ok, Alice, puteam să fac mai multe, dar am zis, hai mă, lasă, că tot ai venit tu aici, ai, nu mai fac, lăsăm așa și deci oamenii în comentarii. Acum, hai să vedem ce ai făcut tu, Alice, că ai zis că ai făcut și l-ai făcut mai repede decât mine, deci asta este prima rundă și hai să vedem, mă, Alice, ce e asta? E plină de glass, Alice? Da. Ok, și asta păi e... am făcut casă modernă, nu știi că bogații în America au noua sticlă. Bă, asta e adevărat, dar Alice, sticla, gen, și pereții și asta nu e totul de sticlă, Alice, adică era sticlă pe aici, dar aici în colț se trebuia să ai niște pereți, ceva să susțină, niște stâlpuri, ceva, stâlpi, ceva. Ghinion, hai, ia uite, te vezi ce frumos e, ai văzut aici, e frumos design afară, ia uite, intrare. Da, e mișto intrarea, trebuie să recunosc că ai pus și doi ursuleți mari, ți-ai pus asta logic, aici patul acesta era egal, foarte interesant aici, așa, dar baie n-ai? Baie, picui trebuie, uite, vrei să arăt baia? Da, asta este baia, ok, păi mi se pare interesantă ceea ce a construit Alins, dar, păi nu știu, așa, arată așa mai clean, pentru că a făcut doar cu glez din acesta, dar nu știu dacă apare mai smaker decât a mea, așa, pe interior, cred că a făcut mai multe, bine, e și mai mare, trebuie să recunosc, Alins. Da, știu. Asta e, dar nu știu, rămâne totuși, deci îți iau oamenilor acolo în comentarii, care e mai mișto, dar, eu o să-ți dau la asta, nu știu, îți dau un 8. Bine. Tu mi-ai dat tot o barcă, nu? Da. Ok, vreau să scrieți voi acolo în comentarii care vi se pare mai frumoasă, dacă vă place ceea ce am construit eu sau dacă vă place ceea ce a construit Alice, bă, mie mi-a plăcut, Alice, cel puțin prima rundă te-ai descurcat mai bine 100%. Bine, mulțumesc, nu, dar n-aveam nevoie să aud, Ana. Da, bă și asta e ok, dar nu știu exact, Alice, dacă e chiar ok, adică nu e o casă nici mare, nu e nici o casă nici mic, e o casă ok, dar ce trebuia să mai pui aici, cu, nu știu, e tot așa glez, nu știu cum să susține treaba asta, sincer. Păi, dar nu vezi, mă, că ăsta e glez tare, ăsta e glez ușor. Da, ok, nu știu, totuși decizia rămâne acolo la abonați în comentarii și, Alice, ți-ai distrus asta, ok, da, nota 7 acum că ți-ai distrus, să scădem din bani. Ce-ai zis, mă? Acum, ce-ai zis? Nota 8 înapoi. A,
tu te joci cu notele? Sau nu, cum adică, mă? Gata, Alice. Bă, gata. Pe nota 7 înapoi, ce? Bă, hai, nu, gata, Alice. Vreau să scrii acum în comentarii care mi se pare mai frumoasă construcția și Alice mi-a făcut mare plăcere. Bă, nu sparge, Alice, că vreau să le arătăm la oameni, să facem frumos, bine? Bine. Gata, Alice. Bă, ce să spun? Alice, nu te descurca, pa. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.